ce am aflat este că ne-au contactat cei de la poliția de la noi, de la poliția română, și au spus că i-au contactat Interpolul, fiind vorba despre sora mea că a fost găsit în Scoția, într-un apartament moartă. N-am știut la început despre ce e vorba, nu, da, dată, atunci am fost sigur că ea e. După aceea ne-am dus, am venit la poliție, eu am fost prima care am ajuns la poliție. Acolo ne-a spus că a luat Interpol legătura cu ei și mi-a dat numele de telefon de la detectiv să ajung, să pot să vorbesc cu ei. Am ajuns acasă, am luat legătura. Ne-a spus că e vorba despre o fată, de vârsta ei, exact semnalmentele ei. A spus că a fost găsit acolo, dar nu știe ce căuta acolo și cum a ajuns acolo. A fost găsit și un suspect pentru treaba asta și... Cum ar fi murit? Cum ar fi murit? Prin înjunghiere. Zice că a fost înjunghiată, sora mea a fost înjunghiată. Dar nu de britanicul acela. Deci la el în casă, nu știu la cum el a ajuns, ce nu știu cum a ajuns, ce legătură avea că ea, nu știu dacă îl cunoștea. Închetătorii mi-au zis că acolo au mai fost și două fete. Fetele alea au fost bătute și ele și violate. Dar ele acum sunt bine și au dat și ele declarații împotriva lui. Tot românce? Nu, au zis că nu pot să-mi spună dacă sunt românce sau nu. Nu pot să difuge lucrul ăsta. Ce făcea sora mea la Scoția? Sora mea mi-a zis, deci eu nu știam că e în Scoția, știam practic că în Olanda la un restaurant lucrează ca ospătăriță, chelneră, aduna, trângea, lucram. Deci nu v-a spus că a plecat nu, în Scoția? Nu, nu știu niciodată că în Scoția.